la pavilion. Navele militare și civile care arborează pavilionul tricolor sunt partea teritoriului național. Oriunde în lume s-ar afla, nava poartă cu mândrie la Qatar pavilionul, acesta reprezentând România pe mările și oceanele lumii. Pentru marinarii militari, pavilionul reprezintă drapelul de luptă al navei. Ridicat la Qatar, este mai mult decât un simbol, departe de țărm, realizează o fraternitate deosebită la bordul navei și menține permanent, în conștiința fiecărui marinar de la bord, sentimentul datoriei față de țară și de cei dragi. Este ora! Pavilionul! Sus! Oficia serviciul religios. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel vicean. Toată este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și-n păcii vărcilor. Sufletelor adormiți robilor tăi, eroi militari și civili ai marinii române, și le fă, Doamne, veșnica pomenire. Veșnica este o mânuire de armă specială cu
baioneta în jos. Exprimă tristețea pe care o are armata română atunci când pierde pe suveran. Doi pași înainte, dublă paradă, împungeți și cu piciorul stâng loviți. Marș! Un pas la dreapta, la stânga aparați, cu piciorul drept și cu patul înainte loviți. Marș! Un pas la stânga, jos parați și cu patul lateral loviți. Marș! Un pas întărăt, în genunchi, la cap parați și împungeți. Marș! Contra cavalerii, la cap, parați și împungeți, marș! Contra cavalerii cu lance, parați, aruncați, voltă și împungere repezită, marș! Contra cavalerii cu sabie, împingeți, salt, voltă și împungere repezită, marș! Cu patul de sus loviți, arm! Doi pași înainte, repeziți și împungeți. Marș! Drept! Sus arma, în formație. Marș! Gata, fac! Câștigători!